Anul acesta sărbătorim 10 ani de prezență consecutivă la acest târg. Am ilustrat acest moment pe unul dintre pereții standului. Scopul nostru este de a ne face cunoscuți și de a dezvolta legumicultura din România. Acesta este crezul nostru. Indagra este unul dintre puținele târguri din lume unde se poate și cumpăra. În principiu se achiziționează semințe, deoarece sunt destul de multe bazine legumicole în România care nu beneficiază de prezența unui agroshop. Ca în fiecare an le oferim sfaturi, le oferim consultanță în alegerea varietăților pe de o parte, în alegerea inputurilor pe de altă parte. Suntem și anul acesta prezenți cu foliile noastre profesionale și cu gamă de hibrizi de semințe de legume. Pe lângă acestea avem ca noutate și un segment de fitonutrienți, pentru că în momentul de față partea eco sau biologică începe să fie din ce în ce mai importantă. Firma Fitosemilias, cea mai puternică firmă producătoare de semințe din Spania, este o companie multinațională din Spania, care începând cu acest sezon este în portofoliu Marcoser. Evident că la orice manifestare prețurile sunt cu discount. Celelalte inputuri se pot comanda, se încheie discuții, se încheie contracte în această perioadă. Indagra de altfel este un târg destul de lung, sunt 5 zile, de miercuri până duminică. Este un efort destul de mare pentru întreaga echipă să fim prezenți aici. Acasă avem la birou oamenii care pregătesc eventuale comenzi și livrările se pot face inclusiv în timp real. Dimineață a făcut comanda, până seara poate primi acasă marfa. În fiecare an au apărut clienți noi. Piața este destul de dinamică în România. Zicem noi că este poate cea mai dinamică din zonele din jur, din țările din jurul României și evident apar și clienți noi. Dar sunt și clienți mai vechi cu care nu ne-am mai întâlnit de foarte multă vreme. Este o ocazie unică în timpul anului să ne întâlnim cu oameni din toate zonele țării. Vă așteptăm cu drag la standul nostru din pavilionul C5 să împărtășim noi experiențe.